să alergi o viață întreagă, să te străduiești să câștigi o grămadă de bani, să dorești să fii cel mai bogat, să renunți la Dumnezeu pentru treaba asta, să-ți dorești să te respecte oamenii, să-ți dorești să te iubească oamenii, să-ți dorești să te aprecieze oamenii și să renunți la Dumnezeu. Este cea mai proastă afacere pe care poate să o facă cineva. Cea mai proastă afacere pe care poate să o facă un om este să câștige toată lumea și să-și pierdă sufletul. Cea mai proastă afacere. Să câștigi toată lumea și să pierzi sufletul. La un moment dat, pe pagina Sfintei Scripturi scrie, la un moment dat, Biblia vorbește Iisus despre asta. Că un om a crezut că a făcut afacerea secolului. A început să spargă, să-și mai cumpere hale, să-și mai facă alte hale și alte hale, să strângă, să pună, să depună tot ce a câștigat de-a lungul vieții. Și când s-a crescut cel mai realizat, cel mai avut, când s-a crescut, ajuns în culmea fericirii și în culmea bogăției, când s-a crescut omul cel mai invidiat de toți, se aude o voce din cer care spune: nebunule, noaptea asta ți se cere sufletul. Și cu asta, cu asta, ce faci cu asta? Cea mai proastă afacere, să câștigi lumea, să pierzi sufletul. Dar cea mai bună afacere pe care poți să fac un om e să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de prihănirea lui. Și chiar dacă în lumea aceasta nu va câștiga prea multe lucruri, are asigurată bogăția cerească, împărăția lui Dumnezeu. Între afaceri proaste și afaceri bune, îți doresc să faci afaceri bune, iar cea mai bună afacere este aceasta: să crezi în Iisus Hristos toată inima ta și vei fi bucur tu și toată viața ta. Așa să fie.